TVR Craiova are în aria de acoperire 7 județe din partea de sud-vest a țării. Programele regionale aduc publicului jurnale de știri și emisiuni diverse, accentul fiind pus pe specificul regional și pe evenimentele comunităților locale. Trăim într-o epocă a globalizării și cu atât mai important devine specificul național, regional și local, care vorbește despre identitatea noastră. Acest lucru îl face și TVR Craiova, dincolo de faptul că aduce informația de interes public din această parte a țării, cultivă și promovează valorile comunităților locale, valorile tradiționale, valorile culturale și personalitățile zonei. Competiții sportive, evenimente artistice și culturale, dezbateri economice și politice din toată Oltenia sunt aduse în fața publicului de echipele TVR Craiova. În fiecare dimineață ne întâlnim aici și sperăm noi că intrăm în casele dumneavoastră cu lucruri frumoase, că vă aducem zâmbetul pe buză. Noi încercăm să le avem în fiecare dimineață. Când merg pe stradă așa, uneori cu treaba, alteori aiurea, zic, uite-l pe ăla de la TVR, adică deja mă identific cu marea familie a TVR-ului. Mâncarea, zic eu. Da, ăla cu mâncarea, ăla cu lăutarii. Jurnalele TVR Craiova au devenit de-a lungul timpului un reper de obiectivitate și profesionalism pe piața media din regiune. Încercăm să aducem în prim plan știrile obiective, utile pentru telespectatori, de interes din toate sferele politic, economic, social și nu în ultimul rând încercăm să descoperim și să venim cu povești despre oameni și cu oameni, oameni interesanți, oameni simpli, povești pe care le-am prezentat de-a lungul anilor și o vom face în continuare în campaniile pe care le derulăm la TVR Craiova. În cei 17 ani de existență, TVR Craiova a avut alături mulți parteneri, colaboratori, prieteni. Mi-amintesc că prima producție semnată TVR Craiova s-a realizat în urmă cu 17 ani la Calafat, cu grupul vocal Amadeus. Mă simt al vostru pentru că, firește, aici am debutat pentru prima dată în studioul TVR Craiova, am apărut la televizor, pentru prima dată când am dat un interviu, să zic așa, oficial, în calitate de interpret de muzică populară. Și voi ați fost mereu prietenii mei și m-ați chemat de fiecare dată și am răspuns cu prezent. De la câteva ore de emisie pe lună în 1998, TVR Craiova a ajuns astăzi să emită în permanență pe canalul regional și să contribuie major cu producții la emisia canalului TVR 3.